say I have to go. Fade out, become invisible. You don't listen, you don't care. I've no chance to be somebody. It's what to do. Hey guys și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi jucăm YouTuber's Life. Este viața unui YouTuber și o să ne punem în pielea lui. Așa că hai să începem. Creăm un nou joc, o nouă partidă. Și acum hai să admirăm trailerul ăsta. În sfârșit am făcut-o. Sunt YouTuberul cel mai faimos. Gestionez un network al meu. A fost un drum lung și dificil. Aceasta este istoria mea. Încerc să vă traduc și eu. Uite, aici stăm și edităm videoclipurile, facem noi chestii. Ăsta a fost doar trailerul. Vă zic că n-am deschis jocul înainte de asta, dar hai să personalizăm personajul. Nu schimbăm nimic. Stilul la păr. Punem stilul ăsta de păr. Culoarea punem maro închis. Așa, ochii. Nu schimbăm nimic la ochi. Cura la fel. Punem și barbă. Uite, punem asta. Punem la fel culoarea asta. Acceptăm. Nu-i pune nicio șapă, nimic. Așa cum maioul. Acum e iarnă și așa că îi putem pune ceva mai gros pe el. Pantalonii, nu-l schimb nimic, îl lăsa la fel. Acum papucii. Punem pe ăștia. Te lăsăm ochelarii ăștia. Acum mai departe. Selecționăm o personalitate. Superstar, bogat, sociabil. Să fie un geniu, adică un nerd. Să fii un animal de petreceri și romantic. Noi alegem superstar, să fim. Jocuri video, muzică sau bucătărie. Alegem jocuri video. Punem numele nostru, numele canalului. Acum hai că începem. Am început să fac videoclipuri în această cameră. Abia m-am transferat cu mama mea aici și nu aveam mulți prieteni. Acum ne învață controlurile, adică pe mouse, așa, dacă le-am învățat pe toate. În acea perioadă mă distram făcând video cu videojocuri care aveam în librăria mea, aici. Alegem un joc, Empire Planet 2, gameplay, clar că e gameplay. Alegem postația numărul 1, webcam cu rezoluție mică, microfon fără filtru. Și monodirecțional. Schimbăm numele boss, schimbăm în primul video de KKT. Primul video de KKT. Lăsăm așa, hai ca să înțelegeți voi ce asta. Acum dăm mai departe. Cum este procesul de registrare video? Am găsit un easter egg care punem noi aici. Nine-cat, hai punem un nine-cat. Program profesional de editing, corectare de culoare și un titlu. 71 puncte pentru aprecierea jocului și aprecierea consolei, că pe PC am jucat, așa că 54, cam slăbuț, și interesul la joc e 70. Ne ducem să studiem și noi, că școala este importantă. La ce face, te duci direct la școală. Acum trebuie să folosim PC-ul pentru a face shopping al consol. Putem să interacționăm cu PC-ul. Amazing on. E o copie de Amazon. Câștigat 9 dolari. 31 suntem, 31 subscriber avem. Da, 31 de abonați. 1 dolar care am făcut noi din YouTube direct. Și 119 vizualizări. Alegem jocul. Boss, tot același joc. Cred că nu e interesant. Hai să facem shopping. Să luăm un nou joc, ceva mai interesant și mai nou, să nu fie același. Îl iau pe ăsta că crește interesul. Uite, a venit și pachetul, deschidem noul joc, facem un nou videoclip, că suntem noi productivi aici. Punem un nou titlu, par
partea de KKT numărul 2. Facem și noi editing. Uite așa, să se bage una în alta. Acum publicăm videoclipul. Hai să mâncăm întâi. Moare-l de foame și nu mai este YouTuber. A venit aici mama. Ce vrea mama de la noi? Așa. Hai mamă, ce vrei? Hai vorbește cu ea. Dacă nu te pui să studiezi, o zi din astea voi veni și îți voi lua calculatorul. Și după să nu vii să plângi. Uite mama, ne-a ocărât mama. Dar nu pe asta. Mama aici ne zice că putem face niște bani extra cu niște lucruri provizorii, temporane. Acum ne ducem și noi să învățăm din nou aici. Alegem un nou joc. Așa. Video. Video unde mă masturbez. Video unde mă masturbez. Punem așa, punem simbolul ăsta și capitolul 1. Uite, punem un titlu așa mai clickbait. Să facem și noi vizualizări pe chestia asta. Băgăm pe ăsta. Uite așa, roșu este. Nu, uite, așa merge mai bine. Punem un efect de blur și punem niște text. Punem text. Lăsăm la elaborat videoclipul. Între timp mă duc din nou să studiez că vine după mama. Am ajuns în nivelul 2. Ok, ok. Acum și un mic efect Super Saiyan. Am info. Aici este informația despre PC-ul nostru. 64 din viața la PC-ului. După cred că moare și PC-ul. Intrăm aici. Și vedem statisticile. Ne ducem să cumpărăm un nou joculeț. Amazing on. Uite omul ăsta care... A, așa, hai că l-am luat pe ăsta. Așteptăm, trebuie să vină noul joculeț. Uite și noul joc. Alegem joculețul și facem videoclip. Ok. Trebuie să trag acest videoclip că... Na, kawaii este un clickbait. Punem la editing ăsta primul, 2 și 3. Punem culoare și titlu. Fraților, jocul e super, între timp ce upgradăm noi cu tot. O să se deschidă mai multe. O să fie și petreceri, super petreceri, o să fie interviste sau ceva de genul. Punem două videoclipuri, suntem super productivi. Găsim noi un lucru. Sunt trei lucruri. Spălăm încălțămintele, să fim poștași și să spălăm mașinile. Care plătește mai bine? Ăsta cu poștașul, timp de 6 ore. Hai că merge, că între timp se încarcă și al doilea videoclip. Haideam să studiem. Că după vine mama și nu îmi dă plata lunară. Ce vrei, bă? Cine e ăsta? Cine asta? A să vorbim cu el. Salut Ponet HD. Vreau să fac un videoclip în timp ce mă joc, dar nu am idee cum să înregistrez și să editez. Ai vrea să-l faci tu și să-l publici. Îți voi trimite jocul. Ok, boss, hai că acceptăm. Un nou joculeț gratis. Uite că a venit și mama. Hai că deschidem cutia întâi cu un nou joculeț. Ai studiat de ajuns săptămâna asta. Bravo, continui așa. Mersi, mami. Nu-mi dai tu mie niște bani? Am fost bravo, am studiat, am făcut tot. Hai să alegem un joc. Care jocul ăsta care mi-a trimis băiatul ăsta, Galactic ăsta. Hai că îl facem. Video pentru bani. Video pentru bani și popularitate. Așa, nou videoclip se va numi video pentru bani și popularitate. Pentru a ajunge la succes. Așa că băgăm și noi acest videoclip pentru acel băiat. Hai să scoatem joystick-ul. Uite, punem ăsta. Care punem ăsta și ăsta? Sau invers. Nu, bă, oricum nu mere. Uite, lăsăm așa, punem ăsta și ăsta. Nu, ăsta nu. A, așa. Hai, punem să se elaboreze. 12 ore pentru a elabora un video. Hai, bă, că publicăm acest videoclip. Hai că... Mor de somn. Gata, am început să plângă. Este 15 ianuarie. După calendarul ăsta de jos de aici.
ce lucru avem noi pe aici, care e mai scump, ăsta pentru poștaș, scumpul pe unui HD. În decursul obținerii primii tăi 100 de abonați, suntem mândri să-ți dăm binevenit în lumea YouTube-ului. Uite că mi-a dat și $15 ca să investim și noi în YouTube. Acum ne ducem să facem niște bani în plus. Videoclipul aproape s-a postat, haideam să învățăm puțin, că după vine mami și ne bate sau ne ia PC-ul, cum a zis ea. Uite că a venit tipul din nou. Hai să vorbim cu el. Hai, vorbim. Mulțumesc pentru că ai publicat videoclipul pe unit HD. O să le zic prietilor mei cât ești bravo. Thank you, bro. Știi că o să fie o importantă ceremonie de gaming peste câteva săptămâni. O să poți cunoaște youtuberi faimoși și să obții un pic de popularitate, dar biletul costă $100. Fă rost de acei bani și ne ducem împreună. Sunt voci că o să poți găsi și console în ediții speciale. Cred că o să fie ceva mișto. Dacă lăsăm pe ăsta, o să fie ceva mișto. Așa, zice, ia telefonul. De unde să-l iau, bro? Unde e telefonul? Nu. Unde? Pe aici? Telefon? Ăsta? A, uite aici telefonul. E mult mai bun ca iPhone X. Intrăm la în calendar. Dacă e bine. Game World. Uite, cumpărăm ăsta de Game World. E 10 februarie. Peste 20 de zile, cam așa, trebuie să ne ducem și noi. Cam aici, fraților, cu acest prim episod din această mirabolantă serie. Aici vom face multe chestii interesante, abia este începutul. Am făcut și noi primii noștri 774 de abonați. Avem și noi $20 rămași. Pe 10 februarie avem ăla Game World-ul ăla. Așa că nu uitați să vă abonați, lăsați un like, apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent când postez, când se întâmplă ceva nou pe canal și ne vedem la episodul următor. Ciao, ciao!